Bună ziua, stimați telespectatori, bun găsit la o nouă ediție, un nou mod de viață. Un nou mod de viață, iată, astăzi, alături de noi și multe informații de altfel, vom primi de la invitatul meu special, domnul dr. Iosif Balint, medic specialist, igienă și nutriție. Bună ziua, bine ne-am reîntâlnit. Bună ziua și bine v-am regăsit. Stimați telespectatori și stimate invitat, după cum bine știm, iată că conform statisticilor, în privința bolilor cardiovasculare, ca și mortalitate, ocupăm primul loc, chiar înaintea afecțiunilor foarte grave. Fapt pentru care astăzi ne-am propus să vorbim despre bolile cardiovasculare și nu numai, despre artroză, da? Despre osteoporoză, varice și derivate ale acestora. Pentru început, aș vrea să le aduc la cunoștință telespectatorilor noștri, pentru că, iată, există un produs revoluționar, aș putea spune, un produs englezesc, 100% natural, de ceva timp pe piața românească. Despre ce este vorba, domnule doctor? Vorbim de un supliment alimentar dezvoltat în Oxford, Anglia, dezvoltat de un biochimist englez, domnul Terence Gallagher, care a lucrat aproape 9 ani până când a ajuns la formula respectivă a tabletelor HRI Vitalio. Vorbim de tablete care conțin extract din plante, vitamine și minerale și care, într-adevăr, așa cum ați menționat și dumneavoastră, sunt destinate pacienților care suferă de anumite boli cardiovasculare, o problemă de circulație, de fapt, și de boli ale scheletului osos, cum ar fi artroza sau osteoporoza. Într-adevăr, așa cum foarte bine sugerează și titlul acestei emisiuni, un nou mod de viață. Problema este că noi avem un mod de viață veche și ar trebui să schimbăm în anumite feluri, moduri și așa mai departe. Ceea ce este, într-adevăr, foarte greu. Și aici, având în vedere că posibilitățile sunt destul de limitate ceea ce privește schimbarea unui mod de viață, venim în ajutorul acestor persoane și nu numai, cu aceste tablete pentru a ajuta să-și mențină sănătatea sau să îmbunătățească anumite aspecte legate de sănătatea lor. Aș vrea să ne spuneți pentru început dacă aceste tablete, deci un produs natural 100%, așa cum ați spus dumneavoastră, conține minerale și nu numai, plante, dacă acest produs ne ajută să-l luăm și preventiv, pentru că în România, în general, nu se pune accent pe a preveni. Mergem la medic de multe ori când este foarte târziu. Corect. Prevenția întotdeauna este foarte importantă. Și așa cum spuneți și dumneavoastră, nu prea s-a pus până acum preț pe prevenție. Dar aceste tablete sunt destinate și administrării preventive, deci pentru a preveni formarea unor boli, cum ar fi, de exemplu, osteoporoza, da? Mai ales la doamnele care sunt în jurul menopauzei, ele sunt, de fapt, clasa țintă acestei boli, grupul de țintă acestei boli și atunci, normal, dacă sunt o femeie în jur de vârsta de 45 de ani, în jurul menopauzei, normal că este indicat să administrăm aceste tablete preventiv pentru a preveni formarea sau apariția osteoporozei la aceste persoane. Putem și este indicat administrarea acestor tablete preventiv și în anumite boli cardiovasculare. Și așa cum știm că punctul de plecare a bolilor cardiovasculare sunt acele plăci aterosclerotice. Mâncăm cum mâncăm, mâncăm când mâncăm, deci alimentația noastră este pe de o parte neadecvată, pe de altă parte haotică și atunci normal că apariția aterosclerozei este foarte frecventă. Și de aici putem să plecăm și să derivăm foarte multe boli ale circulației sau sistemului de circulație arteriale,
ca să nu ajungem până la apariția acestor boli clinice, normal că putem să prevenim anumite lucruri, de exemplu, formarea sau creșterea în mărime a acestor plăci aterosclerotice și astfel putem, cu ajutorul acestor tablete, să prevenim, de exemplu, apariția infarctului miocardic sau apariția atacului vascular cerebral. Așadar, stimați telespectatori, aveți numărul de telefon al emisiunii afișat pe ecran, număr la care puteți suna și primi mai multe detalii. Bineînțeles, așteptăm și întrebările dumneavoastră pentru domnul doctor, care ulterior, într-o emisiune ulterioară, îi le vom adresa din partea dumneavoastră. Iată, produs englezesc, cum vă spuneam, 100% natural, produs care poate fi consumat preventiv, dar poate fi consumat și când deja s-a instalat o afecțiune, o boală cardiovasculară, artroză, ca de exemplu gonartroză, coxartroză, osteoporoză și este benefic chiar și în cazul varicelor. Domnule doctor Iosif Balint, acest produs are efecte adverse? Având în vedere că discutăm de tablete care conțin vitamine, minerale și extracte din plante și au menirea, în primul rând, de a suplimenta deficiențele apărute în organismul nostru, apărute în urma unor lipsuri în ceea ce privește modului de viață a individului, nu au efecte adverse, deoarece majoritatea elementelor sunt elemente pe care noi oricum ar trebui să introducem în organismul nostru prin alimentație, dar având în vedere, cum v-am povestit și mai devreme, alimentația haotică pe care le avem și lipsită de anumite vitamine minerale, normal că apar aceste deficiențe, aceste probleme și noi încercăm prin aceste tablete să suplimentăm aceste lipsuri din organism. Pentru pacienții sau persoanele care au un tratament prescris de către medicul specialist, poate lua în paralel și acest supliment natural? Absolut. În aceste afecțiuni, aceste boli despre care noi discutăm, pacienții lor este recomandată administrarea acestor tablete paralel cu medicația pe care le au, medicația prescrisă de medicul specialist sau medicul de familie, deoarece și acea medicație are un rol, iar aceste tablete vin în multe cazuri în sprijinul acelei medicații, dar în foarte multe cazuri am ajuns ca, după un timp de administrare acestor tablete, medicul specialist sau medicul de familie să scadă doza sau să chiar să scoată un medicament din medicația alopată și să rămânem pe medicația cu HRI Vitalion. Ideea este că acest lucru să rămână totuși la atitudinea medicului curat. Înțeleg, iată că scad efectele nocive ale tratamentului alopat dacă luăm și un supliment natural. Corect. Vreau să vă întreb, pentru că am auzit foarte multe persoane spunând am mai multă încredere într-un produs care vine din afara țării, în cazul nostru vorbim despre un produs englezesc. De ce credeți acest lucru? Mult mai sigur că fiecare individ are ideea și concepția ceea ce privește anumite produse, unele, să zicem, bazate pe anumite adevăruri, altele nu. Ceea ce pot să vă spun despre aceste tablete, că în proporție de 95% din componente au o proveniență din Uniunea Europeană, nu din afară Uniunii, având în vedere că industria medicamentelor și industria suplimentelor alimentare este foarte riguroasă în Marea Britanie, nu avem dubii ceea ce privește calitatea acestor produse. Înțeleg că acest produs poate fi găsit în toate farmaciile și în la far?
Da? Aceste tablete sunt disponibile în toată țara, în farmaciile normale și, și în farmaciile naturiste, numite plafare, sunt disponibile în toată țara, se poate achiziționa. Prețul este accesibil pentru toată lumea? Da, având în vedere afecțiunile pentru care sunt destinate aceste tablete și costurile unui tratament care poate să fie eficient sau neeficient în anumite cazuri, aceste tablete sunt la un preț, zicem noi, foarte accesibil și acest lucru dovedește și faptul că majoritatea pacienților noștri chiar sunt persoane în vârstă care au un venit mediu, să zicem așa, își achiziționează aceste produse din pensia pe care l-au. Înțeleg că acest produs, dacă aș putea să mă exprim în felul acesta, ar fi doi într-unul. De ce? Pe de o parte, să spunem că o persoană are gonartroză, dau un exemplu. Luând acest supliment natural, da, el și previne niște afecțiuni cardiovasculare. Îl ajută pe de o parte în cazul gonartrozei, ca și exemplu, dar și previne o afecțiune cardiovasculară, ceea ce nu este... Corect. Corect. Și dacă vorbim, de exemplu, de gonartroză, majoritatea pacienților care suferă de gonartroză sau de osteoporoză au trecut de o anumită vârstă. Deja sunt în grupa de vârstă cu risc crescut ceea ce privește bolile cardiovasculare. Normal că prin acest mod putem ținti și putem să ajutăm în mai multe direcții aceste persoane. Pe de o parte, așa cum a spus și dumneavoastră, pe partea de osteoporoză, dar majoritatea pacienților suferă și de anumite boli cardiovasculare sau au varice sau alte afecțiuni și atunci, normal, cu aceste tablete putem să le ajutăm în ambele cazuri. Domnule doctor Iosif Balint, care ar fi durata, să spunem, minimă a unui tratament în cazul în care dorim să consumăm acest produs preventiv, dar și în cazul în care persoana suferă de o afecțiune din cele enumerate de noi? Da, în momentul în care noi am dorit să folosim aceste tablete preventiv, asta înseamnă că avem deja o anumită vârstă sau... începem să ne gândim că intrăm într-o zonă cu risc crescut sau în grupa de vârstă cu risc crescut la anumite boli, atunci este recomandat să facem cure, deci 3 luni, administrat 3 luni cu două tablete, după aceea 3 luni pauză, după aceea iar o cură de 3 luni. Dacă deja suferim de o anumită afecțiune dintre cele mai devreme enumerate, normal că tratamentul ține mai mult, mult mai mult, fiindcă după 3 luni deja apar anumite semne vizibile și palpabile ceea ce privește efectul acestor tablete, dar acest lucru nu înseamnă că ne-am vindecat sau sunt anumite afecțiuni care nu se pot vindeca, se pot ameliora. Și atunci, corect, normal, întotdeauna noi trebuie să fim pe baricade, să ne apărăm contra acestor boli, contra acestor afecțiuni. Pe de o parte, pe de altă parte, sunt anumite factori care facilitează, favorizează formarea unor boli, afecțiuni și care persistă. Deci, acele factori, de exemplu, poluarea în aer persistă și când dormim și când suntem treazi și când mâncăm și când facem orice altă activitate. Da? Deci acest lucru înseamnă că noi întotdeauna trebuie să ne apărăm față de aceste factori sau aceste lucruri care pot distruge sănătatea noastră. Vă reamintesc că, iată, împreună cu domnul doctor Iosif Balin, vorbim despre un produs natural 100%, un produs englezesc, un produs care vă ajută atât preventiv, dar și atunci când s-a instalat o afecțiune cardiovasculară, artroză, da, cu derivate gonartroză, coxartroză, osteoporoză și chiar și în cazul varicelor, înțeleg. Corect. Domnule doctor, dacă afecțiunea este mai gravă, pentru că, în general, românii, așa cum spuneam puțin mai devreme, se adresează medicului destul de târziu. Corect. Înțeleg că tratamentul ar trebui făcut o perioadă mai îndelungată. Corect. Și în cazul formelor reumatice, dacă ar fi să numim așa,
afecțiunile pot fi ameliorate, lucru foarte important. Și n-ar trebui ca omul, pacientul, să se adreseze medicului sau să consume un produs natural atunci când deja are dureri și când afecțiunea este gravă. Corect. Ideea este că nicio medicație n-ar trebui începută în momentul în care deja suntem într-o fază foarte avansată. Normal, trebuie să, de aceea este pe de o parte prevenția, pe de altă parte, da, avem pacienți sau am pacienți cronici. De exemplu, am pacient de 80 ceva de ani care era căzută la pat, da? Cu o coxartroză anchilozantă. Deci nu mai putea să-și miște picioarele, șoldul, da? De fapt. După 3 luni de tratament cu tabletele HRI Italion, s-a dat jos din pat și a ajuns până la toaletă singură, fără ajutor. Ideea care este, n-am vindecat boala, dar am recâștigat foarte mult din funcționalitatea acelei articulații, am schimbat calitatea vieții a pacientului, a putut să-și reia anumite activități la vârsta respectivă. Sau am pacient și am foarte mulți pacienți care erau programate, de exemplu, la un bypass, da? Și au scăpat de acest lucru, au scăpat de o intervenție chirurgicală. Am prelungit, de fapt, calitatea bună a vieții lor. Asta este, de fapt, foarte importantă și în cazurile avansate sau cronice. Dacă cineva este propus pentru un implant pentru protezarea șoldului sau pentru un bypass, înseamnă că vorbim de o boală avansată, cronică. Iar noi am reușit ca acești pacienți să nu mai ajungă pe masa de operație. Un lucru extraordinar și cred că aveți multe cazuri din cazuistica dumneavoastră, să spun așa, de care sunteți mulțumit. Oameni care, iată, și-au regăsit viața, echilibrul, da? Dar și printr-un mod de viață schimbat. Absolut. Doamnelor și domnilor, cum vă spuneam, telefonul de pe ecran vă stă la dispoziție, este telefonul emisiunii noastre Un nou mod de viață, unde așteptăm întrebările dumneavoastră, iar într-o emisiune ulterioară, întrebările dumneavoastră le vom adresa domnului doctor Iosif Balint, iată, astăzi alături de noi, cu multe informații pentru dumneavoastră. Un produs natural 100%, un produs englezesc care vă ajută în bolile cardiovasculare, artroză, osteoporoză și varice. Și în cazul varicelor trebuie să avem grijă și să o luăm tot încă de la început, înțeleg? Corect, corect. Asta ar fi normal indicația, dar în momentul în care vin pacienții cu ulcerații deja, deci au ulcer varicos și în faza aceasta putem să începem administrarea acestor tablete și în majoritatea cazurilor ajungem până la dispariția ulcerelor varicoase. Domnule doctor, de la ce vârstă pot fi luate aceste tablete? Mă refer dacă și copiii pot consuma aceste tablete. Noi recomandăm administrarea acestor tablete începând de la vârsta de 14-15 ani pentru a întări, în primul rând, scheletul osos, deoarece ei acum își construiesc, de fapt, finalizează construcția oaselor. Bun, înțeleg că acest produs se găsește în toate farmaciile din țara noastră, da? Corect. Și pentru mai multe detalii? Uite, telespectatorii pot intra pe site-ul nostru www.hrivitalion.ro și pot găsi informații suplimentare sau pot suna la numărul de telefon al emisiunii noastre. Cum deja s-au obișnuit, dumnealor știu să facă acest lucru și, bineînțeles, le stăm la dispoziție cu toate informațiile suplimentare de care au nevoie. Dacă doriți să mai adăugați ceva, domnule doctor Iosif Balint, în finalul ediției noastre de astăzi. Da, ideea este că cu aceste tablete, într-adevăr, putem ajuta foarte multe lume. Dacă aveți anumite afecțiuni, boli enumerate astăzi, chiar ar fi bine să începeți să le tratați, să le luați în serios și în cazul în care decideți să mergeți pe o cale naturală, vă stau la dispoziție.
Vă mulțumesc foarte mult, domnule doctor, pentru toate informațiile pe care ni le-ați oferit astăzi. Și vă mulțumesc frumos pentru invitație. V-am găsit la rețeta gurmandului. Astăzi vă pregătim somon tartar. O rețetă ușor de digerat, considerată de către nutriționiști foarte sănătoasă. Alături de mine se află doamna Viorica Petruș. Bună ziua! Bună ziua! Ce ingrediente vom folosi pentru prepararea somonului? Pentru somonul tartar vom folosi somon proaspăt, somon fume, lămâie, unt, castraveți murați, capere, ceapă roșie, sare, muștar și cele două sosuri, Worcester și sos de soia. Îl tocăm mărunt, din cuțit. Castraveții murați tocați mărunt. Ceapa tocată fin. Untul. Sos de soia. Acesta este preparat un somon tartar. Vă dorim poftă bună! Să nu uităm! Peștele conține vitaminele A, B12, D2 și acizi omega-3.